Sfânta Cuvioasă Parascheva s-a născut în anul 1025 în localitatea Epivat, situată la sud de Dunăre. Până când a venit momentul căsătoriei, aceasta a dus o viață frumoasă. A făcut parte dintr-o familie înstărită și cu frica lui Dumnezeu. La vârsta tinereții, tatăl deja îi creionează un destin alături de un tânăr pe care îl cheamă de la Constantinopol pentru a se căsători. Gândul Paraschevei nu era acela de a se căsători, ci avea o altă perspectivă a vieții. De aceea, noaptea nunții pleacă către Constantinopol și renunță la frumusețea și la bogăția vieții, urmând a se dedica întru totul vieții spirituale. După 5 ani petrecuți în pustiul Iudeei și în rugăciune, s-a întors acasă simțind că ceva s-a întâmplat cu părinții ei. Simțind și având un vis în care îi se spune despre faptul că mama și tatăl ei dispăruseră, adică muriseră, tatăl ei cu mare grijă pentru faptul că din pricina lui a plecat fiica de acasă. Odată cu întoarcerea ei către Constantinopol de la locul ei natal, de la Epivat, trece la Domnul, apoi este îngropată la marginea mării, pentru că moartea ei survine undeva pe o corabie. Sfânta Parascheva a murit la 27 de ani. A fost îngropată ca o străină departe de sat, căci nimeni nu recunoscuse în ea pe fata frumoasă de odinioară. Este îngropat pe țărmul mării, unde este descoperit de mai târziu de preotul din localitatea respectivă, care își dă seama că nu e vorba despre un trup oarecare, ci e vorba despre sfinte moaște, adică de un om care vețuie cu frică de Dumnezeu și moaștele trupului n-a putrezit. În anul 1641, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva au fost aduse la Iași de către domnitorul Vasile Lupu și așezate în ctitoria sa, Biserica Sfinții Treierarhi. Iar începând din anul 1889, moaștele sale au fost mutate în Catedrala Mitropolitană din Iași.